Eu sunt un medic care susțin vaccinarea cu toate argumentele științifice, dar în niciun caz nu susțin obligativitatea prin lege a acestei vaccinări, pentru că în momentul în care apare o lege, apar și interesele financiare ale firmelor multinaționale, cresc prețurile pentru că devine obligatoriu, apar noi vaccinuri care nu sunt dorite nici de părinți, nici de medicii de familie, apar controverse în ceea ce privește plata medicilor, pentru că fiind obligatorie vaccinarea, iar legea având implicații penale, ei vor spune dacă nu dorești să vaccinezi gratis, intre sub incidența legii penale. Și în felul acesta o mână de indivizi se vor îmbogăți, în timp ce noi restul vom fi sub controlul acestor indivizi. Firmele multinaționale vor avea de câștigat, iar statul român, noi toți cetățenii, vom avea de pierdut. De ce nu-și asumă ministerul răspunderea pentru vaccinuri? Pentru că în momentul în care ar crește prețurile nejustificat, ar intra la închisoare cu toții. Introducând acest mecanism financiar prin Parlament, printr-o lege, unii se vor îmbogăți, miniștrii și unii din parlamentari vor avea comisioane substanțiale, iar pacientul și medicul va fi considerat ca, ce să zicem noi, indivizi de mâna a doua. Legea nu poate să oblige nicio persoană să accepte un tratament sau altul. Constituția țării nu permite ca vaccinarea să fie obligatorie. Rețineți, eu sunt pentru vaccinare, susțin vaccinarea, dar cu argumente și nu orice vaccinare. Dacă o să vă uitați, prin acum câțiva ani a fost o tentativă de a introduce vaccinul HPV, papiloma virus la fetițe de 12 ani, în condițiile în care activitatea sexuală nu are ce să caute la vârsta aceasta. Au vrut să facă o afacere extraordinar de puternică, au scurcircuitat medicii, s-au dus cu acest vaccin în zona școlilor, au încercat să-i convingă pe profesori, numai că nu le-a ieșit. Vaccinul a fost cumpărat cu bani foarte mulți, cu termene de expirare reduse și cineva s-a îmbogățit. Așa ceva noi nu dorim. Cum vedeți dumneavoastră aplicat o lege corectă, justă, în beneficiu... Legea vaccinării nu este necesară, este suficient sistemul de până acum, este suficient un ordin de ministru, nu trebuie impus prin lege. Ei trebuie să facă în așa fel încât să aibă vaccinuri permanent. Am avut timp de 5 ani criză de vaccinuri, în mod intenționat, zic eu, că ar fi făcut ca să nu existe vaccinuri, sau poate în mod inconștient, sau poate din incompetență, și ne-am trezit că nu avem populația vaccinată la nivelul corespunzător. Bun, și ca din întâmplare am avut o epidemie de rujeolă. Care se tot extinde și se tot extinde. Da, deci toate lucrurile acestea sunt făcute în așa fel încât campaniile făcute de antivacciniști, care sunt plătite de bani și noi am vrea să știm de unde sunt banii ăștia, lipsa vaccinului și epidemia care a apărut, mă duc cu gândul la o conjunctură favorabilă celor care vor să facă foarte mulți bani. Legea vaccinării îi ajută pe acești ticăloși să se îmbogățească. Distrugerea deliberată a Institutului Cantacuzino... Corect. Distrugerea Institutului Cantacuzino face parte din ecuație. Nu este normal ca o țară să-și închidă un institut pentru a importa vaccinuri. Deci toate acestea adunate la un loc
nu pot fi rezolvate prin legea vaccinării, care dă, de fapt, care favorizează firmele multinaționale din domeniul farma. Vocea dumneavoastră, dacă este singulară, credeți că va duce la găsirea unor soluții corecte? Ce ar trebui făcut la ora asta? Ce ar face un guvern responsabil? La ora aceasta, legea ar trebui retrasă imediat din Parlament și ar trebui anchetați toți cei care au pus semnătura pe avizul favorabil, pentru că aceia trebuie identificați și verificați de către instituțiile statului, Parchetul General sau DNA, de ce au semnat o lege care este anticonstituțională și antiumană. Este împotriva ființei umane. Nu poți obliga un părinte sau un copil să accepte sau să nu accepte un tratament sau o anumită intervenție medicală. Veți încerca să atacați dumneavoastră în calitate de medic la Curtea Constituțională, pentru că un act de lege poate fi atacat la Curtea Constituțională de orice cetățean al acestei țări. Din păcate, Curtea Constituțională nu poate fi sesizată de persoane fizice și au construit un sistem de legi atât de restrictiv încât ei pot să facă din noi ceea ce vor. Dovadă este că legile justiției sunt la fel elaborate, în așa fel încât nimeni să nu le poate contesta. Chiar și manifestațiile astea publice de sute de mii de oameni nu îi întorc din drum. Deci toate puse la un loc. Atacarea legilor justiției cu legea vaccinării și cu alte legi de fapt prefigurează un jaf de proporții la nivel național, un jaf care va avea loc în curând. Ei, nu legea în sine, legea justiției îi deranjează, ci faptul că vor plăti pentru faptele pe care ei le plănuiesc. Legea vaccinării este un jaf la adresa bugetului sănătății, este cel mai mare buget al României, bugetul sănătății. Și cum să nu se uite ei cu băgare de seamă la acest buget pe care sigur că doresc să-l jefuiască. Da, bine, domn doctor. Eu nu voi ataca personal nimic, eu am tras un semnal de alarmă, semnalul este foarte... Da, merită să deschideți o dezbatere publică, să-i chemați la masă pe parlamentarii de neamț. Eu am deschis această dezbatere. Vreau să vă spun că mesajul meu a fost citit